Seara bună, dragilor! Așa cum v-am obișnuit, săptămână de săptămână am câte un invitat lângă mine, că fie el politician, fie el cetățean, votant, nu mai contează. Dar înainte de a prezenta invitatul meu din seara asta, vreau să vă spun un lucru. Puțin mai devreme am fost la Ștefănești, la Consiliul, la ședința ordinară a Consiliului Local din Ștefănești, unde discuțiile s-au cam încins, mai ales pe niște subiecte pe care cred că nici consilierii locali nu prea le înțelegeau. Dar o problemă pe care eu am sesizat-o acolo pe una care mulți politicieni care ajung într-o funcție în Consiliul Local, Consiliul Județean și așa mai departe, chiar și în Parlamentul României, zic că, păi eu n-am votat pentru legea aia, dar ce ai făcut? Te-ai abținut. Ei, vă spun eu, în momentul în care se abține cineva de la vot, e ca și cum ar vota pentru. Asta pentru informarea cetățenilor din Ștefănești. Vedeți cam cum au votat aleșii dumneavoastră de acolo și apoi o să înțelegeți cam cum stau lucrurile. Bun, hai să trecem la dialogul din seara aceasta. Un tânăr politician, cred că cel mai tânăr candidat la funcția de primar al unei comune din Argeș, să povestească chiar el însuși și mai multe despre asta. Este vorba de Codruț Ionuț Bădescu, dacă zic bine, pe care îl salut. Bună seara, mulțumesc de invitație. Vreau să-i salut și eu pe telespectatorii de acasă, pe cei din COCU care urmăresc această emisiune și pe cei care au o relație afectivă față de această localitate. Codruț, permiți ca să... Da, să spun. Sigur. Bun. Hai să facem o chestie. Ești prima dată venit la mine în studio, așa cum am procedat cu toți. Cine este Codruț Ionuț Bădescu? Dar povesteți-ți pe tine și te oprești la momentul în care decizi să faci pasul către. Da? 5-10 minute, așa, studii, familie, frați, surori, școli, ca un CV, așa. Prezintă-te în fața celor care te vor vota, probabil în data de 27 septembrie al acestui an. Ok. Numele meu este Codruț Ionuț Bădescu. Al doilea prenume este Ionuț. Ați desconspirat numele pe Facebook. Multă lume nu știa cel de-al doilea prenume. Am 25 de ani. Primele, școala generală am efectuat-o în comuna COCU. Mi-am continuat cursurile la facultatea la Liceul Teoretic Ion Barbu, la profilul matematică informatică intensiv, după care am finalizat studiile în cadrul Universității din Pitești, în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, profilul jurnalism. În momentul de față administrez o societate comercială. Am o mică fermă, eu împreună cu familia mea administrez această societate și de asemenea lucrez și în cadrul unui PECO, în comuna vecină, în comuna Băbana. Cam atâtea am de spus despre mine, deocamdată sunt foarte, foarte tânăr, îmi place să mă implic în multe, multe activități. Ce vreau să spun este că în viața... Surori? Da, am un frate, este mai mic cu un an ca mine. Îmi place foarte, sunt foarte legat de această comună. Nu am plecat decât în perioada liceului. Am stat la cămin la fostul liceu numărul 2 de lângă tribunal. În rest, toată viața mea s-a desfășurat în această comună. Localitatea care, sincer, sunt foarte atașată de ea. Și vrei ca viitorul tău să desfășoare așa, să te implici în viața comunei COCU. E o comună destul de mică. Câți locuitori are? În registrul electoral apar 1800 de locuitori, dar sincer vă spun, nu cred că mai sunt mai mult de 1500-1300 de locuitori. Majoritatea au plecat în afară, la muncă, au plecat chiar în localități vecine, în localități din alte județe, pentru că aici nu au găsit sau nu au găsit un loc în care benefic pentru ei, un loc în care să-și desfășoare o activitate
au rămas foarte, populația este foarte îmbătrânită, copiii au plecat din această comună. Eu cred că undeva prin anii... Ca peste tot, să știi, Codruț. Știu, știu. Cam dar... în toată România, în satele din România. Apropo, știi care este cea mai mică localitate cu număr de oameni din România? Cred că vreo 500 de locuitori, dar nu știu numele. Hai să spun. Poate localitatea Bătrâna, Hunedoara. Doi locuitori? Nu, nu. Da, 127 de locuitori aveam în 2018. Mi-aduc aminte că atunci când am făcut inițiativa cetățenească de oameni noi în politică, la unul dintre puncte de acolo, pe exact asta cu numărul minim de semnături, acum e 1%, noi am cerut 0,1%, în momentul ăsta este minim 100 de semnături, da? Deci 1%, dar numai puțin de 100 de semnături. Păi acum s-au înjumătățit din cauza, dar eu spun cum este legea. Da. Era o anomalie, adică la comuna aia, dacă vrei să candidezi pentru o funcție chiar și de consilier, ți trebuiau de fapt 3 semnături să le strângi. Da? 3 semnături. Dar numai puțin 200. Deci până la urmă, de fapt, trebuia să strângi cam 93% din populația. În momentul de față, deci în 2 ani de zile, comuna Bătrână a ajuns la 98 de locuitori. Cum poți să încalci legea că nu strângi minim 100 de semnături? De unde mai iei 2 semnături? Cum ați spus și dumneavoastră în emisiunea trecută pe care am urmărit-o, în România există peste 90.000 de legi, nu? Da, peste 94.000 de... Și Germania de... este condusă cu vreo 6.000 de legi. 6.700 de legi. 97.000 de legi degeaba. Deci... Da, toate legile așa sunt făcute. Sunt făcute cu dedicație, sunt făcute să fie interpretate, să fie făcute așa cum doresc politicienii, că până la urmă ei fac legi doar pentru ei. Da. Da? Eu mi-aduc aminte de un episod când am fost în cabinet la doamna premier Dăncilă. Eu explicam despre egalitatea în fața legii și spunea, da, domnul Paparete, știu, noi luptăm pentru egalitatea între bărbați și femei. Doamna premier, eu vorbesc despre egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii. Că ești politician, că ești ministru, că ești prim-ministru, că ești președinte sau că ești un muncitor necalificat, trebuie să ești aceeași drept și, eu știu, aceeași legea să fie aplicată la fel pentru toți. Ei, dar nu se zicea că nu înțelege ăsta. În fine. Poate chiar nu înțelegea. Da, nu e tot ce e posibil. Ea tot așa era... 6 martie 2018, când ne-am dus treagurile de la Uniunea Europeană, atunci când ea a fost numită premier, la festivitatea de numire, au lipsit steagurile Uniunii Europene. Și au zis că nu mai au la guvern. Și noi, civicii, le-am... Noi suntem 40 și ceva de organizații civice în toată țara și în diaspora. Poate ai văzut. Îi dăm multe comunicate. Noi suntem cei rezist care suntem plătiți de Soros, dar noi n-am văzut niciun leu, nici măcar de la nimeni, nu de la Soros. Și ne-am deplasat la Bruxelles, am luat 2 steaguri și am mers, am înmânat la doamna premier, că așa trebuia, da? Doar România e o țară europeană, așa cum COCU este comună europeană. Am văzut eu, grupurile noastre ale Asociației Civice Active AG are grupuri pe fiecare localitate în parte. Toate numele localității, comună europeană sau oraș european. Și mulți discută că nu e comună europeană. Păi nu este, pentru că dacă voi nu mergeți la vot și lăsați aceeași persoană să rămână acolo în funcție 20-30 de ani, normal, dar... Statutar este comună europeană, că nu arată ca o comună din Europa, e cu totul altceva. În fine, hai să trecem la boile noastre, așa cum zice Becali. Când ai decis să te înscrii în politică? M-am decis să mă înscriu în politică în vremea, pe vremea când Dragnea și cu acoliții săi au încercat să pună mâna pe legile justiției. În perioada aceea, eu am distribuit niște mesaje pe Facebook, niște mesaje normale,
pe care toată România le redistribuia, împotriva regimului Dragnea. Cineva din cadrul primăriei Cocu, nu vreau să-i dau numele, dar cineva important, dar nu primarul, ca să fie clar, mi-a reproșat prin intermediar faptul că eu sunt împotriva sistemului. Sistemul paralel. Hai să spunem, sistemul paralel. Paralel, da. Despre asta vorbim. Pe mine m-a surprins faptul că eu făcusem ceea ce au făcut alți 500 de mii de români. Nu eram singur, 1 milion de români, 2 milioane de români, nu eram singur care a făcut treaba asta. Și atunci mi-am dat seama că acest partid politic, trandafirii, încearcă să stârpească orice urmă de revoltă încă de la nivelul cel mai mic. Adică tu, la nivelul primăriei Cocu, să te iei de un tânăr că se ia de Dragnea, mi se pare ceva aberant. Mi s-au adus multe reproșuri la acel moment, adică a fost, nu știu, m-am consumat în acea perioadă și atunci mi-am dat seama că e momentul să mă implic politic. La acea vreme nu aveam vârsta necesară pentru a candida, oricum nu erau alegeri locale, era prin 2017, cred. Aveam 22 sau 23 de ani. Deci odată cu ordonanța OUG 13. Da. Am așteptat, nu eram hotărât 100% să candidez, am așteptat să treacă anii, iar în 2019, mai mulți prieteni, după discuții cu ei și după ce au observat ce mentalitate și ce gândire am eu, mi-au recomandat să candidez. Într-o seară de octombrie, eram cu doi prieteni într-o cămăruță de 4 metri pe 2, ceva genul, cămăruță foarte mică, am discutat mai multe și mi-au spus foarte, foarte serios să candidez. La câteva zile am luat această hotărâre, m-am dus la sediul USR Argeș. Bun, stop. Da. De ce USR? Și nu PSD? Păi nu, PSD e clar, de ce? Nu cred că PSD-ul poate... Sau de ce nu PNL? Să vă spun despre PSD prima. PSD-ul, eu n-am nimic cu PSD ca organizație sau ca statut sau ca mod de a face politică ca partid de stânga. Eu am un problem cu oamenii care formează PSD-ul. Partid de dreapta, partid de stânga, lucrul ăsta nu contează. Problema e că oamenii care formează acest partid sunt niște oameni care sunt de 30 de ani în politică și au mentalitate de ce-mi iese și mie și nu se gândesc la binele comunității. Mai mult de atât, chiar dacă unii dintre ei s-au schimbat, gen Iliescu a predat ștafeta lui Năstase, Năstase a predat-o lui Joan și tot așa, problema e că îi moștenesc și sunt învățați prin moștenire, prin unul de la altul, sunt învățați să procedeze la fel. Deci nu am probleme cu PSD-ul ca partid sau ca statut sau din orice alt punct de vedere. PNL-ul este un partid de dreapta, este un partid, chiar dacă lumea îl apreciază acum și cetățenii au o apreciere față de acestea, să nu uităm faptul că apelează la foarte mult traseism politic. Până acum câțiva ani de zile, înainte să fie problema cu Dragnea, eu cred că PNL-ul era privit, sau PNL-ul nu cred că era mai sus din punct de vedere al simpatizanților sau din punct de vedere al modului în care este privit în societate ca PSD-ul. Dragnea, numai că în PSD a existat un om care le-a arătat cetățenilor că partidul acesta este nociv. PNL-ul a apelat la foarte mulți traseiști politici, practic 10% cred că sunt din PSD, s-au mai mutat între ei sau mai. Și ăsta e un motiv pentru care nu am ales PNL-ul. Însă, înainte de toate, USR-ul este un partid care mie mi se pare că este făcut pentru noua generație. Nu partidul noua generație a lui Becali, noua generație aia care trebuie să se integreze... A tinerilor. Da, tinerilor. Nu vreau să se interpreteze faptul că mamă, USR-ul se axează foarte mult pe tineri și uită de celelalte generații. Nu, mă refer la faptul că se aliniază la Europa, se aliniază perfect la politicile Statelor Unite și la politica de administrare a Uniunii Europene. Eu așa cred. Cotuț, uite, cineva te întreabă cu cine ai votat în 2016? Cu PNL-ul. Cu... Deci, domnul Ghiță... A fost la vot. Întrebarea era dacă ai fost. A, dacă am fost la vot. Eu te-am întrebat direct cu cine ai votat. PNL. Nu, să știi că și eu am fost votant al Partidului Național Liberal până în 2012, exclusiv când a apărut acel USL. În momentul ăla nu am mai votat. Într-adevăr, președintele l-am votat, dar nu am mai votat PNL-ul. Și anul ăsta iar nu voi vota PNL-ul.
cel puțin la Pitești, pentru că, na, patru candidați în cursa internă la Partidul Național Liberal, care au cedat locul unui PSD-ist, în care au dat 4 ani de zile, vorba de domnul Apostolicianu, postul viceprimar. Da, deci eu n-am nimic cu domnul Apostolicianu, în schimb, am în special cu Mihai Coteț, un om tânăr ca tine, așa, știu ce vorbeam cu el și ce discutam. Și, da, nu vreau să discut. Vreau să discut despre ceea ce... Bun, tu spui că te regăsești acolo în, hai să zicem, doctrină până la urmă, doctrina USR-ului. Dar cum este acum cu dreapta modern, centru dreapta modern? Sincer să vă spun, centru dreapta modern, cred că acest partid avea nevoie să își definească clar doctrina și politica pe care o adoptă. Eram considerați de unii, nu vreau să spun, neomarxiști. Nu se știa, unii spuneau că suntem bandă stânga, alții de dreapta. Trebuia să definim clar ideologia, centru, dreapta, modern, și mie mi se pare că este în regulă decizia lui Darren Barna și decizia celor care, din cadrul BNE-ului, probabil, care au hotărât să creeze un vot intern pentru acest lucru. Aș mai avea o mențiune la când m-a întrebat domnul Ghiță de, cu cine a votat în 2016. În comuna noastră, el te-a întrebat, da, doar că ți-ai exprimat dreptul. Nu exista USR-ul, exista USB-ul și mi-am exprimat dreptul și nu aș fi votat niciodată cu un primar care era de 16 ani în funcție. Nu că aș fi avut o mare afinitate pentru PNL, dar democrația ne îndeamnă să votăm și trebuie să alegem într-un fel sau altul pe altcineva. Și atunci mi s-a părut cel mai potrivit și partidul care totuși s-a apropiat cât mai mult ca ideologie de USR, de USR-ul actual. Tu ești, să înțeleg, președintele organizației locale COCU, da? Da. La acest moment câți membri? 11 membri. În momentul când am înființat filiala pe 20 decembrie, din câte mi-amintesc, eram 6 membri fondatori. Am venit rând pe rând, prima dată eram eu, apoi au venit alți doi prieteni și tineri de-ai mei lângă mine, apoi am venit restul de 3. În ianuarie, în februarie, în martie, datorită modului în care am gestionat situația și datorită faptului că m-am făcut auzi cum trebuie, faptului că am fost înțeles, au venit parcurs mai mulți membri. Însă, din punct de vedere al susținerii, filiala noastră, în punct de vedere simbolic, este formată, cred că, din 30 de persoane. Avem foarte mulți tineri de partea noastră, tineri useriști din punct de vedere al ideologiei. Aceștia nu s-au înscris în partid pentru că sunt studenți, vor să aibă o carieră în poliție. Eu chiar la un moment dat aveam o persoană care mi-a spus, vreau să mă scriu timp de un an de zile. Am spus, nu are rost, știu că mă susții. Lasă, rămâi acolo, ai 19 ani, ai 18 ani, ai 20 de ani, mergi mai departe și vezi de carieră. Dar ei mă susțin pe mine și susțin USR-ul în acest an și chiar le-am explicat statutul, le-am explicat ideologia USR-ului și chiar au înțeles. Adică acești tineri chiar marșează pe ideea că USR-ul se apropie cel mai mult de Uniunea Europeană și de Statele Unite. Să nu uităm de Statele Unite ca... Coduț, eu te-am studiat un pic pe contul tău pe acolo și cam ce activitate. Am trebuit să mă pregătesc și eu un pic. Am văzut câteva clipuri pe care eu o să le pun. Da. Am tăiat sunetul de la clipuri ca să putem să vorbim noi. Aici ce făceai? Era ziua eroilor. Eu și cu cei de la USR COCU ne-am gândit să aducem un omagiu celor care au căzut pe front pe parcursul secolelor. Aici am filmat un videoclip, primul meu videoclip, în care am explicat puțin despre demigrarea tinerilor, demigrarea populației din COCU către alte orașe, către alte țări. Le-am explicat oamenilor că față de anul 2000, față de anii trecuți, nu mai există copii, nu mai există tineri pe ulițe. Apropo de asta, se plângeau foarte mulți prin acum 10-15 ani că tinerii fac gălăgie pe ulițe, fac gălăgie pe alei. Acum unde sunt aceștia?
Acum eu vă spun sincer, eu merg prin toată comuna, mai ales în perioada aceasta, am prieteni în toată comuna și după ora 19, iarna, este o liniște incredibilă. Iar vara mai sunt, cred că, 10-15 tineri în fiecare sat. 10-15 tineri gândindu-ne gen până la 30 de ani, nu 20 de ani sau... Aici presupun că transmiți un mesaj către... Oricum, cei da. Care l-au văzut, eu am decis ca să tai sunetul, adică să le vedem, să le vizualizăm. Sunt, cred că, 11, am descărcat de pe contul tău. Da, sunt 11, dar vom mai face, am 4 mai importante. Aici am încercat să explic de ce este nevoie de o schimbare și de ce, în primul rând, de ce avem nevoie să sprijinim mediul privat în comuna noastră, pentru că tinerii, de obicei când pleacă dintr-o localitate, când migrează, se duc într-un loc unde au magazine mai multe, unde au facilități mai multe. Văd că aici aveți și drumuri da, aici, pitorești. Videoclipul acesta este realizat de colegul meu din filială Alingoș Gărea, aici stă el. A fost o mare problemă din punctul ăsta de vedere, fiind o alee foarte mică cu puțini locuitori, pur și simplu a fost ignorată de administrația locală, pentru că așa se întâmplă toată țara, mai ales PSD-ul ignoră aleile pentru că nu aduc destui de mulți votanți și a fost pur și simplu ignorată. Sincer să vă spun, această alee trebuia îngrijită și trebuia întreținută de compania petrolieră care forează în acea zonă, însă administrația locală trebuia să pună presiune. Alin, colegul meu, a făcut un gest incredibil, le-a dat mesaj celor din Austria și în câteva zile treaba era rezolvată. Deci se poate, dacă... Da, și au și răspuns și chiar vreau să le mulțumesc, nu ne vor auzi, dar este incredibil cum dacă dai un mesaj cui trebuie, se rezolvă în câteva zile. Am făcut mare vâlvă acolo. Aici eram pe aleea Văruici, din Crucișoara, o alee mai mică ca Valea Scroafei, unde stă colegul meu Alin. Aici au existat câteva probleme, o conductă de apă spartă, un loc unde există multe gunoaie, vin persoane care își aruncă gunoaie. Hai să fim serioși, persoanele sunt de vină, cetățenii sunt de vină că aruncă gunoaie, nu primăria. Dar camere sau de ce nu îi amendează? Eu cred că problema trebuie să găsească cineva. Da, dacă tu ai văzut pe cineva, ai sunat la poliție să spui, uite, persoana respectivă arunca gunoiul? Sincer, prima dată cred că m-aș duce și aș vorbi cu el. Am văzut multe videoclipuri pe net de genul respectiv. Ce aș face eu dacă aș fi într-o astfel de situație? Dacă cineva ar arunca în fața mea un gunoi, m-aș apleca să-l ia eu, dar în fața lui, să se simtă jenat. Iar apoi, vedem ce se va întâmpla. Jena și... intimidarea și jena este foarte importantă pentru a educa o persoană. Nu neapărat că trebuie să recurgem la amenzi, însă prima dată ca avertisment, acea persoană trebuie să simtă că nu este bine ce a făcut. Noi chiar în perioada, în martie, eu cu echipa mea sau echipa noastră de tineri, o echipă foarte inimoasă, am strâns toate deșeurile de pe șanțuri de pe drumul județean 703A. Adică, pentru cunoscători și pentru localnici, de la granița cu comuna Codmeana până unde se termină Cocu, până la granița cu Băbana. Cred că sunt vreo 8 km, 7 km, un lucru incredibil și numai câteva zile. Aveam de gând să curățăm toată comuna, însă în acel moment a intervenit COVID-ul și am zis că e mai ok să stăm în casă, să ne protejăm și să nu creăm scandaluri. Uite, același Dragoș, mare întrebare. S-a pus problema negocierii între PNL și USR primit de semnarea și susținerea unui candidat comun pentru funcția de primar și a unei liste de candidați comuni pentru cele COCU? Din punctul meu, din perspectiva mea, nu. Eu niciodată nu m-am gândit la asta și știți de ce? Pentru că actualul candidat din partea PNL a mai candidat în 2012 și în 2016. În 2012, actualul primar, cel de la PSD, 800 de voturi, cel de la PNL, 180. În 2016, 601 voturi PSD, 276 de voturi PNL. A candidat de două ori
Nu cred, cred că al doilea, a doua încercare trebuia să vină cu, trebuia să arate dacă este potrivit sau dacă oamenii își doresc să-l aleagă pe el. Eu așa am considerat la acel moment și așa consider și acum. Nu cred că noi vreodată în actuala formulă am putea susține PNL-ul, mai ales că actualul candidat de la PNL este în Consiliul Local și nu am văzut, nu am văzut o implicare din punctul ăsta de vedere. Eu vă garantez că cei care candidează din partea USR Cocu la Consiliul Local se vor implica mult mai mult și nu o vor face printr-o indemnizație de 485 de lei pe lună sau ceva de gen. Noi o vom face și ne dorim chiar să ne împărțim pe domenii. Adică dacă vom avea trei consilieri, unul dintre ei se va ocupa de mediu, de educație, adică va propune... Probabil vor fi cele trei comisii obligatorii. Da, dar vă spun sincer, acum la Cocu se ridică mâna așa, primarul propune... Exact ce am spus eu mai devreme, deci am fost la ședința Consiliului Local de la Ștefănești, care votau pentru bine, împotrivă, dacă am văzut vreo două politici, în 3-6, în rest, majoritatea, la greu, cine se abține? Cine se abține? Dar de fapt, ele erau un vot pentru. Pentru. Da. Așa se ia în calcul. Dar, da. În fine, crezi că vei câștiga primăria acum? Sincer, eu cred că voi câștiga, pentru că voi munci foarte mult în perioada următoare, m-am făcut auzit și tocmai de aceea nu am dorit o alianță sau nu a vrut să vină din partea mea o negociere cu PNL-ul, pentru că aș fi negociat cu PNL-ul, să zicem că ajungeam la un punct comun și apoi ar fi venit ei cu strategiile lor și noi cu strategiile noastre. Noi fiind o, având o medie de vârstă mică, ei având cât o medie... este? Deci, cred că în jur de 30 de ani, 28 de ani, majoritatea, sunt 6 membri, 8, 9 membri care au o medie de 24 de ani, cel mai mic cred că are 21 de ani. Și mai avem două doamne pe care le salut dacă urmăresc această emisiune, care au 40, respectiv 45 de ani. Deci o organizație foarte, foarte tânără. Cred că este cea mai tânără organizație din județul Argeș. Da, asta e clar. Și... și cea mai activă. După câte am văzut eu pe acolo, și vom fi că și eu m-am uitat pe toate paginile și pe astea, că eu urmăresc, urmăresc și PSD-ul, urmăresc și PNL-ul, urmăresc și PSD-ul, deci numai pe voi. Mulți zic că, da, bă, tu ești userist. Da, eu acum astăzi sunt userist, mâine sunt penelist, poi mâine sunt PSD-ist, deci nu, la mine depinde cum, pe cine alint mai mult sau pe cine critic mai mult, dar eu întotdeauna eu spun lucruri pe nume. Și în cazul vostru, dacă o să consta vreodată că dacă faceți cumva o greșeală și ala, speranță o să vorbesc despre asta, pentru că eu consider că voi trebuie în primul rând să știți unde greșiți și... mai important este acela că cetățenii sunt informați corect. Apropo de asta, nu există transparență în comuna noastră. Nu avem website, nu avem Facebook. O pagină de Facebook se creează așa ușor și poți aduna, acum cred că 20% din cetățenii au Facebook. Eu nu zic că nu poți să acoperi, logică, sunt foarte mulți care nu au Facebook, dar pentru aia care au Facebook, e greu să faci un grup de Facebook în care să discuți cu ei, să le ascunzi problemele. Și nu avem, nu există transparență, nu se comunică cu cetățenii, nu există întâlniri, ședințele Consiliului Local nu știu când sunt. De unde aflu informația asta? De unde aflu? De pe site-ul primăriei. Care nu există. E ceva la Consiliul Județean, intre acolo ceva creepy, numărul de telefon, adresa 115 rechițele de jos. Bun, și altceva? E suficient. E suficient, nu, nu e. Eu vreau să mă duc la ședințele Consiliului Local și eu i-am promis... Ședințele Consiliului Local sunt publice și trebuie să anunțate cu 3 zile înainte. Eu vă promit că orice funcție pe care aș avea-o la primărie, și, eu, ședințele mele vor fi live pe Facebook și să zicem că nu se va putea să fie live, le voi înregistra și le voi încărca unde pot, chiar dacă nu va exista site. Dar puteți încărca pe Adevăr și Dreptate Argeșan... .ro/cocu, da? Unde eu v-am făcut pagina ca la toate boateurile, okay. Și așa mai departe, vă dau drept de acces acolo și puteți să dezvoltați acolo, că și acum emisiunea asta se transmite pe pagina asta.
se transmite și acolo. Acum eu mă uitam doar la, că am încărcat alegerile, le-am trimis și ție, văd că cu 58,200% a ieșit Țucă. Da. Da. 601 voturi. Da. 601 voturi. Pe locul 2 a fost PNL cu 275 voturi, 26,34, PND-ul, PMP-ul, PAM-ul. Iar la consilieri a luat mai mult PSD-ul. 8 chiar consilieri au. 8 consilieri, da. Și au avut și mai multe voturi, 606. PNL-ul, multe voturi anulate. PNL-ul 2 mandate, nu o să fie așa, și PND-ul un mandat. Dar mai există PND-ul? Nu înțeleg. Nu există PND-ul. Știu consilierul care este de la PND. Abar n-am. Probabil că este în alt. Știu că trebuie să-ți menții, trebuie să fii într-un partid pentru a fi consilier. Eu așa știu. Că dacă ți se retrage, dar dacă se desfințează, nu știu ce se întâmplă. Dacă s-a desfințat PND-ul, probabil că i s-a dat dreptul să fie consilier, nu știu. Dar dacă ți se retrage sprijinul politic, ai nu ai dreptul să fii consilier. Ai cu totul altceva. Vezi celelalte 0-0. Deci ai nevoie, ca să ieși sigur primar la COCU, 700. Nu. 400. Așa zic eu. 400? Da. Gândiți-vă doar că era în 2016 erau 600 de. S-a schimbat situația, oamenii au înțeles, generațiile s-au schimbat și... Păi 6, stai așa un pic. 6, 800, 7, 880, 900. Deci cam aproape de 1000 de persoane votează. Au votat. Da, 1080, 1020 au fost validate. Anul ăsta cred că vor mai vota 950 și asta datorită faptului că tinerii vor vota în masă. Dar dacă nu eram eu, cred că... Da, atunci înseamnă că poți alege cu 400 de voturi. Eu așa zic. E comuna foarte mică. Da, e bine, nu e ca bătrână. Dar da. Oricum, e ceva. E ceva. Da, să sperăm că... O să fii un mai tine din Argeș. Acum, din analiza mea, ești cam cel mai tânăr candidat la funcția de S-ar putea primar. Să mai fie, uite, puteți să vă interesați, un candidat din partea USR, nu știu sigur, la Mărăcine, dar 23 de ani. Dar nu sunt sigur, e Sebastian Ivan. Dar nu știu sigur dacă... Eu așa am vorbit, nu știu sigur, nu știu. Interesați-vă, dar știu că își dorea să candideze de funcția de primar. Este mai nou în politică, cred că de o lună, două. Dar interesați-vă, un tânăr foarte inteligent, eu am vorbit cu el, face parte din organizația de tineret a USR la nivel județean și mi se pare super, super ok. Da, înseamnă că de asta nu-l știam eu. Eu mai mă uit pe ei să văd dacă au mai venit mesaje. Aici ce gunoaie? Sau ce? Nu, aici Țeaba. Este tot în Valea Scroafei, la Alin Goșgărea. Aici este în Crucișoara. Îi salut pe cei care urmăresc emisiunea din acel sat. Aici avem parte de o alunecare de teren incredibilă. A survenit la puțin timp după... Asfaltarea s-a realizat, cred că în 2012. Îmi dai seama ce bun nu au fost acolo făcute, geo și... Problema e că nu se acționează, nu se face nimic. Posibil să fie vreun proiect de reabilitare, dar am înțeles că vin o grămadă de firme, se uită și pleacă. Cu una mică, bugetul mic, ce să câștige? Probabil primarul nu poate să le ofere atât de mulți bani cât... Dar pomul ăla tot îl tăiam. Deci pomul ăla îl tăiam eu cu mâna mea. Apropo, când a venit domnul Ionuț Moșteanu, domnul Ionuț Moșteanu în comuna noastră, am făcut o poză la intrarea în localitate. Aveam pancarda cu COCU și multă iarbă, multe plante, erau multe plante, multă iarbă pe lângă panou. Cum e posibil, cum a zis și dânsul, să nu poți te duce personal cu o cositoare, cu mătul o coasă, să faci curățenie acolo. Eu înțeleg.
nu avem bani pentru drumuri, nu avem bani pentru alte investiții. Dar să trimiți pe cineva din cadrul primăriei sau să te duci tu personal să iei o motocoasă, care probabil primăria deține, să te duci să dai acolo să faci curățenie acel loc, în momentul când intră omul în comună, când transitează comuna, să nu îi se facă scârbă măcar atâta lucru. Știți că la noi la Cocu, drumul județean până acum ceva vreme, era considerat drumul oaselor. Drumul oaselor pentru că era plin de gropi. Și pe lângă asta mai eram confundat și cu comuna Cuca. Lucru care m-a deranjat profund pe mine la un moment dat, pentru faptul că nu avem... Uite, chiar te întreabă cineva cum rezolvi problema aia cu... dacă ai fi primar. Problema aceea cu drumul, păi, în primul rând, aș cere ajutor și aș cere informații de la o firmă de consultanță să vină să analizeze acea problemă și dacă văd că nu am buget disponibil în cadrul primăriei, aș face o grămadă de o petiție, o cetățenească în care m-aș duce cu ea chiar la prefectură și chiar dacă e nevoie chiar mai departe să ne ajute pe acea problemă. Înțeleg că nu există buget, dar ce facem? Nu e posibil așa ceva. Nu știu, chiar e foarte, foarte greu, dar trebuie să expunem problema public. Trebuie să, sau măcar să ne întoarcem în timp să vedem deci unde s-a greșit și apoi vedem ce e de făcut, dar cu siguranță e o lucrare, o investiție foarte, foarte mare. Chiar dacă este drum comunal, cred că avem nevoie de ajutor aici. Dar nu suntem informați, nu știm când se va rezolva. Da, întrebarea de fapt era că... Hai să citesc tot mesajul ca să stea bine. Cu tot respectul pentru invitatul dumneavoastră și fără intenția de a-i tăia entuziasmul, candidații USR și-au făcut un obicei de a prezenta doar probleme fără a veni și cu soluții concrete pentru rezolvarea acestora. Are invitatul dumneavoastră proiecte care să rezolve unele dintre problemele prezentate chiar de dânsul? Dacă da, le poate prezenta? Da, sigur. În primul rând încep cu administrația locală, pentru că eu spun mereu și le-am spus și membrilor USR Cocu, un primar care are bune intenții se înconjoară de oameni profesioniști și vă garantez că vor veni și proiectele. În ce sens? În actuala administrație este de 20 de ani, din 2000, în comuna Cocu. Angajații sunt majoritatea dintre ei tot de 20 de ani, de 10 ani, de 15 ani. S-au creat anumite relații interumane care nu mai, în care primarul, cred eu, nu mai este respectat sau pur și simplu aceștia pot veni cu scuze în timpul serviciului, am treaba acasă, mă lași pe mine 5 minute, pauză de țigare cam lungă, sau pur și simplu nu, din cauza faptului că nu simt presiunea administratorului, pentru că eu nu vreau să fiu un domn primar, eu vreau să fiu un administrator, un manager. Din cauza faptului că nu simt presiunea, aceștia nu își rezolvă sarcinile din ziua respectivă. Se greșesc adeverințe de rol simple. Mi se pare incredibil. Adeverințe pentru buletin. Adică, da. Vedeți că acum, bravo copile, ambiția ta chiar se vor rezolva multe. Felicitări cu toți altcineva. Avem cea mai bună echipă împreună reușit. Da. Aveți doamne, domnișoare în echipă? În echipa de la USR Cocu? De la USR Cocu avem două doamne. Bine, asta este mai devreme. Dar în echipa extinsă, echipa noastră de suflet, avem foarte, foarte multe domnișoare. Avem chiar o tânără care a câștigat un concurs la nivel național organizat de europarlamentarul Nicu Ștefănuță. Imediat după ce a câștigat concursul, eu am contactat-o, trebuia să prezinte într-o postare cum vede Europa prin ochii ei. A câștigat un e-book reader, locul 3, gândiți-vă, într-o localitate de 1800 de locuitori, 1500, zic eu, să se găsească o fetiță care să câștige, o tânără să câștige un premiu la nivel național, e incredibil, adică nu au fost alții, locul 3. Mie mi se pare incredibil. O tânără care... se află și într-o asociație, Zimbri, dacă Zimbri, da, Carpatini, mereu se duce la munte, ecologizează și ea ne-a ajutat foarte mult în perioada campaniei de igienizare a comunei. Este pasionată de
de ecologizare foarte, foarte mult și, nu știu, chiar o apreciez pentru faptul că a avut curaj să scrie o postare, a pus poza cu noi, o poză cu noi din acea perioadă, am făcut o poză la sfârșitul unei zile de curățenie și a câștigat concursul. Nu era important premiul, era important să arătăm că tinerii din Cocu sunt capabili. Pentru că și asta m-a deranjat de la administrația locală. Nu s-a pus accent pe tineri, nu i-a întrebat nimeni ce îți doresc să schimbe în comună, nu i-a întrebat nimeni ce ți-ai dori, dacă ai vreo propunere. Și toată lumea credea că nu mai există tineri sau pur și simplu că tinerii noștri nu sunt capabili. Eu așa cred. Dacă nu îi întreabă nimeni, deci cum pot fi considerați altfel? Și am demonstrat în ultimele luni faptul că aceștia sunt capabili, faptul că aceștia își doresc să se implică civic și deja având o echipă de 30 de persoane, de 20 de persoane, având deja mulți locuitori, mulți tineri care au venit alături de noi și au venit la strângerea de deșeuri, demonstrează că suntem mult peste alte localități. În orice localitate din România există tineri care se implică sau care s-ar implica. Dar dacă mesajul nu ajunge la ei, au fost acuzați tinerii pe parcursul acestor ani că ei nu votează, că ei nu se implică politic, că ei nu-și doresc o schimbare, că sunt indolenți. Vă spun eu care e problema. Aceștia nu recepționează mesajul cum trebuie. Politica e făcută din 97.000 de legi, apare unul la televizor și explică la o anumită televiziune națională în tot felul de termeni, cum ar trebui să stea politica și ei nu înțeleg. Trebuie să li se explice pe limba lor. Eu am reușit chestia asta și am înțeles politica, au înțeles modul în care putem schimba ceva. Le-am explicat. Poți să te duci să huidui în Piața Victoriei când vrei. Poți să te duci să faci o grămadă de chestii. Cea mai bună metodă prin care poți schimba ceva este să te implici politic. Pentru că democrația îți oferă această șansă. Din păcate, s-a demonstrat odată și cu dosarul clasat, dosarul 10 august, și cu revoltele din 2017, cred, împotriva lui Dragnea, că nu s-a schimbat mare lucru. Doar politica și doar implicarea politică, nu neapărat să intri într-un partid, să te afiliezi unui partid, ci implicarea reprezentând să te duci la vot, numai cu ajutorul acestor două elemente poți schimba ceva. Votul este puterea pe care democrația ne-a dat-o și nu cred că reprezintă o rușine ca 20 de minute într-o duminică, o dată pe an sau dată la 4 ani în cazul nostru, să te ridici de pe canapea, să te duci în secția de votare și să pui ștampila. Să nu mi se spună faptul că nu ai cu cine vota. Eu în 2016, poate nici eu n-am avut cu cine vota, dar totuși am ales pe cineva. Și ei au opțiune și poate să aleagă opțiune. Dacă nu te duci să votezi, practic votezi cu persoana pe care nu o apreciezi, ca să zic așa. Eu așa consider și eu așa văd lucrurile. Avem mulți tineri dedicați în această comună. Avem chiar și 4 tineri înscriși în echipa de rugby FC Argeș Rugby, nu știu dacă ați auzit de ea. Și ca să vă surprind, 2 sunt băieți, 2 sunt fete. Deci este incredibil. Ștefania și Alina din comuna noastră practică acest sport de o perioadă scurtă, dar îl practică, rugby. Cine mai face, ce fată mai face rugby, cel puțin la nivel județean? Și 2 băieți, Alex și Eduard Duminică, care din punctul meu de vedere îi admir foarte mult pentru faptul că practică un sport, pentru faptul că s-au axat și pe un sport foarte greu și un sport de contact. Edi chiar este capitanul echipei de rugby. Echipa se află are antrenamentele în Prundu, parcă. Felicitări! Da, și chiar, uite, mă uitam acum la situația COVID la noi în România. Da. Acum eu chiar făceam fișierul de news care aș vrea ca să-l pun. Și în momentul ăsta, în Argeș, avem 30, în urmă 24 de ore, 4 decese și 83 pozitivi, în țară 19 decese,
șepte, șepte, ca la păcănele, știi? Nu am efect. Patru de ori. Situația este destul de gravă. Văd că încă continuă să adună prin piața Victoriei pe acolo cap COVID care se adună pe acolo, cei care nu cred în acest virus. Tu ce crezi? Era bine dacă să fie starea de urgență? Pentru că așa... Prima dată să vă spun cum am resimțit eu starea de urgență ca să vă dați seama despre cum e resimțită, de cum e resimțită de toți cetățenii. A fost oribil. Din punct de vedere psihologic, ai momente în care cazi, pentru că am fost obligat să stau în casă o lună și o lună de zile, chiar două. Dar starea de urgență este o opțiune, la un moment dat, dacă cetățenii nu respectă starea de alertă. Nu trebuie să ne plângem de starea de alertă, așa cred eu, pentru că mi se pare destul de ușor de îndurat. Să purtăm o mască, să ne spălăm des pe mâini, să respect... Să ne spălăm des pe mâini, asta e o chestie normală, firească, ar trebui să o facem și fără să ne spună guvernanții, nu? Guvernul României sau da. Medicii. Să ne spălăm des pe mâini, să respectăm distanțarea socială și ca să nu ajungem în acel moment. Situația de urgență este grea, chiar și președintele Iohannis practic și-a cerut scuze pentru faptul că a introdus-o. Da, vezi tu, Codruț, la român cam cu forța se poate face treabă, pentru că românii nu înțeleg. De multe ori mi s-a întâmplat să intru într-un supermarket și să fiu singur cu mască, nici măcar cei care vindeau masca pusă pe botic, ca să-l citesc pe un atunci de la PSD, cred. Așa se numește, masca pe botic. Atâta timp, trebuie înțeles odată pentru totdeauna, cu acest virus vom trăi mulți de acolo. Va deveni ceva normal, firesc, cum este gripa sezonieră. Și să nu uităm că în 2018 am avut peste 1000 de decese de gripa sezonieră. Gripa da. Pe care o știe toată lumea. Așa se va întâmpla și cu acest virus. Din punctul meu de vedere... Dacă până când nu vom ajunge noi să ne imunizăm, să... El să-și dea seama că bă, la român n-am ce să fac, că trebuie să caut în altă parte. Va trebui să ne protejăm, măcar atât, dar... Eu îndemn și pe cetățenii din Cocu și pe cei care sunt legați afectiv de această comună, adică cei care au plecat în anii 2000 și care știu că mă susțin în momentul de față, protejați-vă, purtați masca cât se poate de mult, cel puțin la intrare în magazin sau când aveți o reuniune familială. Nu spun, nu mă gândesc la altceva decât la faptul că nu este, ar fi păcat să intrăm în starea de urgență și încă o chestie, din punct de vedere economic, gândiți-vă, toți lucrăm în anumite domenii, lucrăm la anumite firme. Dacă se reintră în starea de urgență, există posibilitatea ca aceste firme să închide sau să intrăm iar în șomaș tehnic. Deocamdată am rezistat, starea de alertă permite, din punct de vedere economic, să ne desfășurăm activitatea, dar ar fi păcat dacă s-ar intra în stare de urgență, ar fi o mare problemă pentru societățile comerciale. Dacă nu ne gândim la sănătate sănătatea celorlalți, măcar să ne gândim la faptul că rămânem fără locuri de muncă. Ar fi păcat să rămânem fără locuri de muncă, nu? Mare păcat, dar mulți nu au locuri de muncă și de fapt nu sunt interesați să aibă un loc de muncă. Și nu știu din ce bani trăiesc, ajutoare sociale sau alte chestii pe care le fac ei. Bun, hai să revenim la Cocu, să ne imaginăm da. Că acum două săptămâni de zile au fost alegeri locale și marul comunei Cocu, cine alt să fie decât invitatul meu la emisiune. Ce-i face chiar în prima zi când te duci la primărie? Îmi sunt prietenii, cei care au fost la ecologizare, curățăm toată primăria pentru că am înțeles că este o problemă cu dosa de vedere, o problemă cu curățenia în acea primărie. Am înțeles că au mai fost și niște stupi în curtea primăriei, nu știu ai cui erau, dar în primul rând să curățăm primăria și
să încercăm să organizăm actele astfel încât să trecem spre o etapă de digitalizare. Asta cred că este foarte important. Am văzut în Vrancea faptul că Oprișan a cheltuit 35.000 de lei pe dosare și fixuri și nu știu ce alte chestii care nu erau de folos, în loc să treacă toate informațiile pe calculator. Sunt dosare vechi, dosare care se distrug în timp și cred că digitalizarea trebuie făcută, trebuie gândită încă din prima zi. Curățenie prima dată, apoi tot personal, toți angajații, ședință în care să vorbim, să vedem cum mergem mai departe. Eu n-am o problemă cu ei, dar îmi doresc să creăm o comună europeană și din punct de vedere al comunicării, din punct de vedere al gestionării și din punct de vedere al comunicării cu cetățenii. Bun, aici facem o mică pauză. Despre asta e vorba. Acest proiect care eu am conceput, da, exact asta urmărește, da? O bună comunicare între ales și alegători. Eu, unul, mi-am propus ca de aici încolo, că acum urmează campania electorală. După ce se vor termina alegerile și vor ajunge tu primar, altul, consilier și așa mai departe, veniți și stați de vorbă cu mine la un dialog deschis la care se sune cetățenii și am spus așa, băi, dacă primarul vine odată, e vorba numai de coc. O să dau poate-uri în Argeș, da? Măcar o dată pe an, dacă vine primarul și să mai vine cât un reprezentant de la fiecare formațiune care are consiliere acolo, ar fi suficient. Să nu vă puneți problema că nu face asta. Pentru că eu consider că un primar care comunică tot timpul cu alegătorii, foarte bine de făcut. Atâta timp cât nu îi întrebi. Corect. Domnule, să știi, faci numai ceea ce crezi tu sau grupul tău de interese. Exact. Voi aveți grup de interese la Cucu? Grup de interese? Nu știu. Sincer, m-a deranjat un lucru în ultimii 20 de ani, apropo de grupul de interese, că tocmai din acest lucru tinerii nu au fost luați în seamă, s-a mers mână-mână cu oameni din anii 2000. În sensul că fiind foarte mulți îngrămădiți pe posturile, pe funcțiile alea, normal că nu a fost niciun interes ca tinerii să fie întrebați ce se dorește. Și am mai observat o chestie foarte interesantă în localitățile mici ale noastre. De obicei, cel care își face campanie, și eu chiar m-a surprins, se duce la capul familiei, fiind bărbatul. Spune bă, și după aia ăla are datoria să convingă toată familia să voteze cu respectivul. Niciodată, adică nimeni n-a întrebat sau să întrebe celălalt membru al familiei, mă, votez cu mine. Capul familiei, fiind bărbatul, se duce primarul care are relații cu acesta. Îi povestește despre proiectele pentru comună, probabil. Și de acolo soția și copiii trebuie neapărat să voteze cu respectivul. Mi se pare o chestie incredibilă. Eu, sincer, deci nici în campania pe care o voi face și nici în... Oricând, m-aș duce și aș vorbi cu fiecare membru, pentru că fiecare membru își dorește altceva. Nu poți să-mi spui mie că fiul tău de 20 de ani își dorește... Da, nu te duci neapărat, da, să vorbești cu el și să-ți spui, bă, votează-mă pe mine că fac eu asta. Da. Nu. Până la urmă, nici nu trebuie să spui, bă, votezi până la urmă pe cine dorești tu. Da. Mi s-a întâmplat o chestie, la alegerile europarlamentare, am mers cu ea să votăm și... Mă, și mie cu cine votez? Păi, tu tot timpul ești cu ei acolo, cu toți politicienii. Votezi pe cine vrei tu? Nu întreba tu pe mine, să spun eu pe cine. Votează-l pe Dragnea. Păi n-am cum să mai votez pe Dragnea, că e deja la pușcărie, unde trebuia să fie de foarte mulți ani. Da, problema de care se lovește societatea civilă în ziua de astăzi, aici mă refer la grupurile cele mai active, faptul că românii nu mai au încredere în politicieni. Asta e clar. Ăsta e un principal motiv pentru care nu mai merg la vot. Mai mult, hai să spun așa, și ultimele concluzii la care am ajuns, că anumite parte din cei care acum 2-3 ani de zile aveau un mare încredere în a salvați România. Nu au aceeași.
Nu vreau să intru în detalii, dar cam așa stau lucrurile, pentru că s-a văzut clar diferența de la europarlamentare, când Reu a crezut pe cai mari că a câștigat, dar de fapt a fost un vot dat împotriva lui Dragnea la europarlamentare. Da. Realitatea s-a văzut la prezidențiale până la urmă. Și faptul că, exact ce spunea și domnul Ghiță mai devreme, că foarte mulți la USR au fost aici, pe care stai tu, se feresc de a veni cu proiecte concrete. Adică se spune, bă, eu asta aș face, da, bă, angajez o firmă de specialitate, vine, face studii, cum ai spus mai devreme. El de asta a și pus întrebarea, pentru că e un urmăritor fidel și întotdeauna pune, ar putea să și sune, nu știu, depinde, dacă te simte că vrea să te prindă cumva cu un răspuns nu ok, va suna, dacă nu, nu va suna, înseamnă că e bine dacă nu sună. Există o problemă, da, apropo de asta. Și proiectele pe care le-au propus cei de la PSD și PNL au fost realizate? Adică să arunci niște proiecte în față și după aia să nu le poți face reprezintă o minciună. Sau pur și simplu nu te-ai ținut de cuvânt. Totuși, decât să minți, mai bine, sau decât să arunci în față proiecte pe care nu le poți realiza, mai bine încerci să te stăpânești și să le spui oamenilor ceea ce poți face cu adevărat. Bine spus, Codru, să știi, pentru că am văzut candidați chiar de la Uniunea Salvației România care spun că 4 ani, dacă ai un primar, accesează fonduri. N-ai cum să accesezi singur mandat, doar dacă proiectele deja au fost demarate. Dacă e un proiect de la zero, șansele sunt poate spre finalul mandatului să poți accesa acei bani. Depinde și ce firmă de consultanță ai, pe cine contactezi. Cu siguranță, din punct de vedere al proiectelor, proiectele care nu includ bani, eu zic că se pot, adică pentru localitatea mea, o comună mică, proiectele care vizează ca primarul să fie gospodar, adică în care nu ai nevoie de bani, nu cred că reprezintă o problemă. Acolo unde este nevoie de bani, atunci acolo e o problemă. Dar la fonduri europene nu prea legătură cu PNDL-ul ăsta și acolo cred că este foarte important firma de consultanță sau consultantul pe care va lucra la proiect. Acolo, nu cred că cei de la Uniunea Europeană sau cei care sunt să uite, bă, ăsta e primar, ăsta e de la USR, n-are susținere. Nu cred. Dar... Nu, ei analizează dosarul și decid dacă dau banii sau nu. Exact. Bine, nu se uită nici la culoarea politică sau... Exact. Că e bărbat, femeie, primarul respectiv, n-are nicio treabă cu cheie. Ea analizează foarte în detaliu proiectul, dacă e viabil, atunci imediat dă drumul la mine. Bun. Am eu o întrebare pentru tine. Ascult. Îmi venim ei așa, în campanie, poți să folosești atacuri la persoană? Atacul la persoană? Da, vis-a-vis de contracandidații tăi? Nu voi folosi atacul la persoană și asta înseamnă ce anume? În sensul că dacă mă iau de viața lor în afara politicii? Sau nu, niciodată. Eu și până acum, și poate să confirme și domnul primar, și poate să confirme și, de fapt, eu mi-aș dori să fiu administrat, poate să confirme oricine dorește. Nu am atacat la persoane, că nu mă iau de viața privată a omului. Eu pur și simplu, dacă atac, cum ziceți dumneavoastră, eu atac pe ce nu s-a realizat. Nu, niciodată nu mă bag în viața privată a omului. Pentru că nu are rost. Ce legătură? Eu nu am o problemă cu politicienii care nu realizează ceva din punct de vedere personal niciodată. Toți avem vicii, toți avem anumite probleme. Eu am o problemă cu omul politic respectiv, nu cu omul respectiv care va candida. Nu, nu voi folosi atacuri la persoană. Decât dacă... Asta e un... V-am spus. Spre exemplu, dacă primarul actual în funcție sau un alt contracandidat de al tău vine cu niște atacuri din asta la persoană, la adresa ta, vei răspunde cu aceeași monedă sau îl vei ignora? Nu, voi răspunde cu atacuri despre ceea ce nu am făcut, despre modul în care a gestionat primăria. Niciodată nu voi ataca, pentru că nu cred că ar avantaja acest lucru și chiar nu-mi place. Adică trebuie să disociem omul politic de viața personală. Dacă el mă va ataca
cu ceva ce nu are legătură cu politica, pot să zic orice din punct de vedere politic, eu pur și simplu îi voi demonstra și mai departe voi contraataca cu argumente care vizează activitatea lui politică în cadrul primăriei Cocu și activitatea lui de administrator. Am înțeles. Câte posturi de consilieri aveți? Că n-am, uite, că 11. 11. Avea 11 persoane pentru... Deocamdată nu s-a finalizat. Deocamdată avem 8. Posibil să mai mărim această listă. Păi știți că dacă nu acoperiți numărul, nu puteți să puneți persoană să stea în secțiile votate. Nu cred. Nu știu. Sunteți sigur? Da. Eu știam că trebuia să, la ultimele alegeri, să aibă un anumit număr de voturi partidul, un anumit procent, un anumit prag electoral, dar decât să băgăm persoane care nu se aliniază ideologiei partidului, mai bine, de ce să fim ca toți ceilalți, să aducem sau să încercăm să atragem persoane care poate nu se aliniază ideologiei pentru a avea observator, care este foarte important, delegat, dar... Cele 11 persoane care sunt scrise, doar 8 candidează pentru posturile de consiliu local, ceilalți fiind mai mici, având o vârstă mai mică de 23 de ani și nu pot candida. Cele 8 persoane se aliniază ideologiei USR, se aliniază USR. Eu nu am insistat foarte mult să aduc persoane pe care să nu fiu sigur că, sau să încercăm să luăm legătura cu persoane care să nu fiu sigur că se aliniază acestei linii. Pentru că într-o comună mică, poate vi se pare puțin, sau o persoană e puțin, dar gândiți-vă, din 1500 de locuitori, noi aproape avem 0,5% din locuitori înscriși în partid. Dacă facem o comparație cu Pitești sau cu o altă localitate, este destul de mult ca procent. Am înțeles. Vei candida și pe lista de consiliu pentru primar, nu? Da. Vei fi cap de listă la consilier? Da. Da, voi fi cap de listă. Am înțeles. Cap de listă... Câte posturi de consilier sper să obțină una Salvație România filiala COCU? Cel puțin 6. În 20-20. 6 din cel puțin 6. Pentru că dacă eu mă bazez sau eu am credere în mine că vom câștiga legile pentru primar. Dacă vom câștiga alegerile pentru primar, cred că vom câștiga alegerile și la Consiliul Local. 6 din 11. Și atunci ar fi bine. Dar dacă nu se va întâmpla asta, să zicem că pierd alegerile atât ca primar și atât ca, mă rog, și la consilier, cu siguranță ne vom impune cum putem noi mai bine în primăria COCU. Ședințele Consiliului filmate, propuneri foarte multe și nu vom lăsa această comună să moară pentru faptul că avem noi doi consilieri și nu putem să facem nimic. Putem să arătăm public ceea ce este putem să arătăm public că avem nevoie de o schimbare într-un anumit sector sau putem veni cu un anumit proiect. Dar cu siguranță că vom avea 3 consilieri, 6 consilieri, 5 consilieri, cu siguranță ne vom implica cum niciun alt consilier nu s-a implicat în ultimii 30 de ani, în ultimii 20. Păi știi bine că un consilier până la urmă face voluntariat, că el nu are salariu, el primește acolo indemnizație 10% din salariul primarului. Pe mine asta m-a deranjat. Pe mine asta m-a deranjat și la... Că nu am problemă numai cu actualul administrator, actualul primar din comuna noastră. Am problemă și eu cu consilierii care, nu știu, majoritatea nu se duc la ședințe. Eu am citit procesele verbale de pe ghidul primarilor.ro. Se duc la ședințe, ridică mâna și cam atât. Bun, ești consilier PSD. Dar asta înseamnă că trebuie să faci mereu ce zice primarul. Eu dacă vreodată colegi... Păi nu, e politica de partid. Hai să fim da, dar, cam aici. Dar să nu întrebi despre... Păi nu întrebi, nici măcar nu studiază dosarele, proiectele respective. Știi, bă, a plecat de la primarul nostru... Și cu propuneri de ce nu vin? Eu zic că totuși din 8 minți luminate trebuie să vină vreunul cu vreo propunere. Păi, i-ai văzut prin sat... Din satele din COCU să stea de vorbă cu cetățenii și să vadă ce nevoi au ca să inițieze proiecte? Nu. Nu. Păi atunci înseamnă că partidul vine să strângi la bere, la mici, ai înțeles? Da. Ha, bă, ce facem? A, mă, mai facem aia, hai să mai facem pe aia. Hai să schimbăm și denumirea străzii respective ca să aibă activitate. Păi dacă te uiți pe rapoartele de activitate ale Consiliului, multe sunt
copy-paste de la unul la alții sau de anul trecut. Am citit unul. Unul am eu, nu știu pe unde salvat, nici măcar data n-am modificat-o, știi? Adică a luat-o cu totul așa, a lăsat-o. Nu poți să scrii în raportul ăla de activitate, păi am participat la ședințele de consiliu, la ședințele de club, păi bă, e obligația ta, bă, ca să iei banii ăia trebuie să fii prezent la 3 ședințe, da, obligatoriu, da? Și pe lună mai mult de 3 ședințe nu sunt, că e una ordinară, dacă nu mai facem una extraordinară, bine, și probabil una de comise sau două de comise, cam atât. În rest, n-ai prea multă bătaie de cap. Dar dacă ai dorit cu adevărat să faci ceva, în timpul ăla puțin care îl mai tu când vii de la servici seara așa, bă, ia să o iau eu pe ulița asta, mai stau de vorbă cu Naion, cu Antifloarea, bă, ce mai e nevoie pe strada asta a dumneavoastră? Da? De acolo pleacă proiectele. Dar tu dacă nu treci, nu e la pas comuna și nu vezi, ce aștepți? Aștepți numai acei cetățeni care vin la primărie și spune, domn primar, știți, uite, haideți, ne rezolva și nouă problema aia. Bă. Adică, bă, cel care te-a votat, tot el trebuie să vină la tine, mă, să dea proiecte. Când tu ar trebui să te duci să vezi concret despre ce e vorba și să stai de vorbă cu ei acolo, bă, măcar o dată pe lună, eu mi-aduc aminte din tinețe, păi, nu era, nu știu dacă zicea primar sau era președintele CAP-ului, așa se era pe vremuri, știi? Știu, că avem și noi o așa. Era ceva imposibil ca președintele de CAP să nu apară pe ulița noastră acolo măcar o dată pe lună și să stea de vorbă. Să teau oamenii na, țăranii, ies la poartă acolo, stă pe băncuța aia, știi? Să oprea să stea de vorbă cu ei. De ce oare nu fac și primarii din ziua de asta de așa? Să stea de vorbă cu primarii, cu cetățenii care l-au votat, care i-au dat un vot de încredere. Știți de ce? Ei se bazează așa, că asta e și situația noastră. 4 ani, 3 ani de zile stăm relaxați, că oricum ne înjură cetățenii. Eu am o mare problemă din punctul ăsta de vedere. Dacă pe mine m-ar înjura un cetățean sau dacă eu aș avea foarte multe critici primite din partea lor, nu mi-ar putea să trăiesc de rușine. Sincer vă spun. Deci eu nu aș putea să accept asta pentru persoană. Adică mai bine îmi dau demisia decât să stau să am 100 contestatari din 1000 de locuitori sau 30 sau 20 sau măcar aș încerca să comunic cu ei și să rezolv. Stau liniștiți, sunt înjurați 3 ani de zile, vin al 4-lea an, al 4-lea an încearcă să rezolve pe acolo și cetățeanul, știți cum e? El se uită la ultima impresie, la ultima realizare. Nu se uită faptul că 3 ani de zile a urcat cu asta de înrichițele de jos, a urcat-o cum a urcat-o, că ce ieri a îndurat. Nu cetățeanul din cetățenii se uită faptul că au rămas împodmoliți cu maxi taxiul din care face legătura între Pitești și rechițele de și rechițele au rămas împodmoliți într-o iarnă și primarul din Băbana a venit să-i ajute, nu primarul din Cocu. Bine, ultimul an plombează niște găuri, dă cu grederul, se mai mișcă puțin prin comună și cetățeanul a uitat ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Asta vreau să le explic și cetățenilor din comună. Poate că să nu rămâneți cu ultima impresie. Ultima impresie este una falsă în cazul politicii. 2021, 2022, 2023 ar reprezenta o mare problemă. Știți ce ați pățit în 2017, știți ce ați pățit în 2018, știți ce ați pățit în 2019 și dintr-o dată în 2020 vi se pare că e bine sau poate, sau la un moment dat vi se poate părea că este bine. Nu. Pentru faptul că ați fost obișnuiți cu rău, vi se pare bine acum. Nu. Un primar adevărat, un administrator adevărat al unei comune trebuie să se implice în fiecare an. Pe aceste politici au mers cei de la PSD sau chiar din alte partide, că nu contează neapărat partidul, în ultimii ani de zile, în ultimii 30 de ani de zile. Ei se bazează pe faptul că oricât de mic ar fi implicarea lor în 3 ani de zile, vin în al 4-lea an și se implică foarte puțin și gata, v-au dat pe brazdă. V-ați schimbat, lumea s-a schimbat. Trebuie să ne gândim pe 4 ani de zile, nu trebuie să mai gândim că s-a realizat în ultimele 2 luni de zile. Da, foarte bine spus și mă gândesc că ce ai spus tu mai devreme, 300 și ceva, 400 de voturi, s-ar putea să iei vreo 600 de voturi, dacă o continui tot așa. Că
Pe mine, unul, dacă aș fi cetățean al comunei Cucu, în secunda asta, deja m-ai convins, ai un vot de încredere. S-ar putea să o convingi și pe soție să te voteze. Pe soție? Glumind, da. N-am nicio legătură cu Cucu, deci oricum nu voi veni acolo. Dar ești pe drumul cel bun. Apropo de asta, pentru că mai vreau să precizez ceva. Nu garantez sau nu vreau să credeți, eu nu vreau să fiu cu ceilalți, să vă spun că vom face minuni în 4 ani de zile. Dar vă pot garanta că tot ceea ce depinde, tot ce putem realiza și este legat de a fi un primar gospodar, eu voi realiza. Dacă eu nu pot accepta ca iarba să nu fie netunsă într-un loc, eu nu pot accepta ca voi să nu puteți comunica cu mine, voi face tot posibilul ca într-un an de zile să pot comunica cu toți, pentru că sunt capabil. Există proiecte în care avem nevoie de bani mulți. Nu garantez că acestea pot fi pot avea loc, pot fi realizate. Cum oricum n-au fost realizate în ultimii 20 de ani, deci nu vă bazați că dacă vă promite unul sau altul, acestea vor fi realizate, dar timpul meu va fi alocat primăriei, pentru că, din punct de vedere personal, îmi doresc foarte mult să fiu apreciat și încurajările și aprecierile pozitive mă ajută foarte, foarte mult. Am observat că am foarte mare susținere, cel puțin pe Facebook, din partea doamnelor și vreau să le mulțumesc. Reprezintă mult pentru mine acest lucru și chiar mă simt flatat. Faptul că voi aveți curaj înaintea multor bărbați să ieșiți în față și să susțineți o schimbare, pentru mine reprezintă totul și să știți că vă apreciez mult. Da, foarte frumos. Probabil o să faci și un club al doamnelor la Cucu până la urmă. Apropo, copiii pe unde se distrează în Cucu? Sunt locuri de distracție, parcuri. Da. Se distrează, unii dintre ei se distrează la monumentul din... nu are rost să mai spun. Se distrează pe unde apucă, pe stradă. Nu prea mai sunt copii, adică sunt vreo 20 și ăia sunt împărțiți în câteva sate din comună. Nu au unde se distreze pentru că nu au măcar un foișor sau câteva foișoare unde să se ducă. Există... Parc aveți în... Nu avem un parc. Este un mic parculeț în curtea școlii, dar nu au acces. Pot să vă spun că aceștia sunt tentați la un moment dat să rămână în case. Foarte rău. Sau unii dintre ei chiar să meargă la magazinele din sat. Și eu nu mă simt bine, nu m-a simțit bine să stau la un magazin alături de... Nefiind înconjurat de cercul meu de prieteni, să fiu înconjurat de alte persoane care nu am ce comunica în momentul respectiv. Noi propunem și noi ne dorim ca această comună să aibă parte de locuri special amenajate pentru tineri. Adică mici foișoare în fiecare în fiecare sat ar fi ok, dar măcar într-un loc în comuna asta unde să vină cu o mașină, cu ce ar putea ei pe jos, că sunt dispus să meargă și pe jos, îi cunosc, și să stea nederanjați de nimeni, să poată să asculte muzică, să nu mănânce semințe, să poată să, eu nu sunt împotriva totală a semințelor, să poată să se relaxeze alături de ceilalți prieteni. Iar aici mai avem o problemă. Sportul. Nu avem echipă de fotbal în comuna Cucu. Avem câțiva doritori care își doresc să practice acest sport. Eu nu zic că nu reprezintă un efort financiar din partea primăriei, însă se pot găsi sponsori. Sunt câteva firme în această comună. Se pot găsi și din alte părți. Sunt convins că și cetățenii ar sponsoriza cu ceva acolo. Și cu și tinerii. Da, dacă ar fi o echipă de fotbal, să zice, bă, duminică, gata, mă duc, că au bai noștri meci. Hai, sau ne urcăm în mașini, că are la Băbana sau la Poiana Lacului meci în Liga a 5-a. Deci, am un prieten, un tânăr din comună, care mă sună disperat și își dorește o echipă de fotbal în comună. Nici măcar nu trebuie plătiți într-un fel sau altul. S-a dus vremea micilor în care după ce se ținea meciul de fotbal hai să merge la mici. Nu. Vine cu echipa de voluntari, tineri din comună, să vor să practice, să joace acest sport, să joace fotbal. Chiar sunt dispus să și cotizeze. Sunt nevoiți să meargă prin locuri, prin Pitești, la un teren sintetic, să joace. Un lucru oribil, adică atâta timp cât îi joacă pe gratis. Și sportul ține departe tinerii de vicii. Eu cred că putem să facem un efort din punctul ăsta de vedere. Drumeții pentru elevi, drumeții
excursii la, în diferite locuri din țara asta se pot realiza. Pentru că atunci când ajung în Pitești, apropo de asta, la licee, pentru că știți bine, există anumite probleme. Se supără părinții sau se supără diferite rude sau alți locuitori că se apucă de țigări, că se apucă de alcool, pentru că 8 ani de zile au fost închiși în comuna aceasta. Dacă ei nu iau contact cu diferite orașe sau diferite locuri ale țării acesteia, normal că în momentul când ajung într-un mediu total diferit de această comună, sunt tentați să se apuce de orice. Trebuie să ne concentrăm foarte mult pe tineri, trebuie ca în perioada gimnazială a studiilor lor să-i educăm mai mult, să încercăm să realizăm mai multe concursuri pentru ei, să sprijinim concurența și sporturile atât de echipă cât și individuale. Din păcate nu mai există asta în comuna Cocu. Acestea nu trebuie făcute cu bani, că nu trebuie foarte, foarte mulți bani. Eu vă spun sincer, nu se axează pe tine, nu există o axare pe acești tineri, pe acești elevi, pe acești, nu știu, ajung buimaci. Este buget comunei Cocu? În 2019 s-au cheltuit 9 milioane de lei. A fost și vorba și de o canalizare, pot să spun, dar încă nu este finalizată, încă nu este funcțională. Bugetul, eu cred că este potrivit pentru o comună de mărimea aceasta, însă banii trebuie gestionați cum trebuie. Și a trase ceva fonduri că de la guvern, că dacă nu te duci la guvern, da, nu te duci, da, bați tot timpul. Păi, exact. Are de unde să știe că ai tu nevoie. Încă o chestie. Domnul primar m-a acuzat pe mine că el are foarte multe dosare, dar nu a obținut finanțare. Păi dacă nu ați obținut finanțare într-o perioadă în care PSD-ul a fost la putere din 2013 până în 2020, cu o scurtă pauză cu guvernul tehnocrat, dacă PSD-ul are toate pârghile necesare, această țară este păzită de politicieni PSD, dacă dumneavoastră n-ați obținut fonduri cu alături de conducerea dumneavoastră, atunci înseamnă că nici măcar cei din PSD nu vă acordă sprijinul. De ce vă lăudați sau de ce încercați să aruncați bina pe faptul că nu obțineți fonduri atât timp cât aveți un sprijin politic în spate? Asta mi s-a părut. Și nu s-a obținut nici măcar un fond european. Nici măcar nu a încercat sau chiar dacă a încercat nu s-a obținut. Se pot obține atâtea pe fonduri europene. Chiar și servicii, digitalizare, after school. Nu trebuie neapărat proiecte imense de asfaltare. Apropo, nu știu dacă Cocu a fost pe acea listă a localităților din Argeș care pot accesa fonduri pentru acel program de Wi-Fi. Ai idee cumva a fost eligibilă și a accesat sau a refuzat? Comuna Cocu a fost eligibilă, nu a accesat. Din punct de vedere al internetului, eu recunosc că stăm bine deocamdată. Adică avem conexiune, avem chiar două rețele, se vor bate în perioada următoare pe locuitori. Și sincer, acel program implica instalarea de rutere, cred, pe mai multe zone ale comunei. Este un program foarte, foarte bun. Dar pentru tinerii mei care oricum stau în casă, stau pe internet, dacă le mai băgam și internet în 10 în 10 metri sau din 50 în 50 de metri, era o problemă. Îi vedeam cum stăteau să butoneze așa și nu mai rezolva nimic. Măcar știu că, Doamne, poate rămân fără internet când se ducă afară, poate ar fi ok. Nu, din punct de vedere al internetului stăm ok, în case funcționează cum trebuie. Acum, probabil că va urma și asta. Nu m-am implicat în acest proiect, nici primăria nu s-a implicat, dar vom vedea la anul. Cred că avem alte probleme mai mari din punctul ăsta de vedere. Se putea accesa ușor, dar lumea ar fi interpretat greșit. Ar fi zis... Care ar fi acele probleme mari? Întreținerea drumurilor comunale. Drumul județean a fost asfaltat de curând. Întreținerea, deși nu s-a turnat al doilea strat, este ciudat. Întreținerea drumurilor comunale, pentru că în fiecare iarnă avem aceleași probleme. Drumul prost, nu poți urca în rechițele, nici de jos, nici de sus. Bine, de sus este județean, dar totuși trebuie
a apăsat puțin Trăgaciu pe Consiliul Județean. Întreținerea drumurilor comunale, problema cu apa, avem și noi o problemă cu apa în anumite sate, în Crucișoara și în Cocu Deal, unde sunt zile în care nu există, în care presiunea este mică sau zile în care nu merge deloc. Nu sunt anunțați cetățenii dinainte. Mă, să zicem că se întâmplă, se poate întâmpla. Dar dacă eu aș primi o notificare că se va întrerupe apa, în momentul de imediat aș trimite un mesaj, dacă știi cum să-ți organizezi agenda, și în 30 de secunde am trimis mesaj tuturor locuitorilor din satul respectiv. Din punct de vedere al comunicării, suntem zero, de zero, zero, zero barat, nu avem site, nu avem Facebook, nu comunică nimeni cu noi. Din punct de vedere al investitorilor, o comună vecină nouă, are foarte... Băbana, nu? Da, are coafor, are vulcanizare, dispune de coafor, de vulcanizare, de vopsitorie și de multe alte firme. Datorită... Pătii de schi? Dacă... Aceste firme sunt micuțe, sunt micro-întreprinderi. Au luat, probabil că au absorbit fonduri europene. Însă, cei care lucrează acolo, care de obicei sunt și administratori sau mai au un angajat, nu mai sunt nevoie să se ducă până la alte firme din Pitești, la firme de cablaje sau alte societăți comerciale să lucreze acolo. Practic economisesc timp pentru navetă și pot avea grijă de afacerea lor. De obicei, cei care atrag fonduri europene sunt și tineri. Aceștia rămân în această localitate și ghiciți ce... creează facilități și pentru ceilalți locuitori. Dacă noi am avea 10 firme în localitatea, în comuna Cocu, s-ar crea, eu zic, cel puțin 20 de locuri de muncă dacă ar fi micro-întreprinderi, deci dacă ar fi cine știe ce firme. Cu tu e angajați. Da. Aceste persoane nu s-ar mai muta, pentru că de obicei persoane care își fac societăți comerciale au un spirit din acesta de a evolua. Dacă nu își făceau firma aici, sigur se mutau în altă parte, sigur făceau ei ceva. Și rămânea comuna gol. Aceste persoane rămân aici, se creează servicii, cum ar fi service, care este foarte important, vulcanizare, poate chiar și un magazin în plus, chiar și la magazine stăm prost, în partea de deal din Richițele de jos nu există magazin. S-ar crea chiar și un coafor. N-ar strica, spre exemplu, un lanț din ăsta de magazine la doi pași, câte unul în fiecare sat. N-ar strica, însă mi-aș dori foarte mult ca acest lanț de magazine prin franciză, cred că prin franciză este realizat, să fie administrat de locuitori din comună. Deci, hai să spun așa, eu am instalat sisteme de supraveghere video la doi pași, exact prin franciză, toate locuitori de acolo, au avut spațiu, Deci, de ce nu și la Cocu, câte unul în fiecare sat? Multe altele, s-ar putea face, numai să vrei și să stimulezi un pic și pe cetățean, ca administrator, ca primărie, da, trebuie să te gândești un pic, bă, cum fac eu să-i țin acasă pe tineri ăștia și să nu mai plece de aici? Prin facilitățile pe care aceștia le regăsesc în orașe sau în localități mai mici, dar totuși dezvoltate, dacă am avea măcar, sunt în Pitești, sunt, să zicem, 100 de magazine. Dacă acolo am avea 5, oamenii ar rămâne. În Pitești sunt 100 de frizerii. Dacă în Cocu ar fi 5 frizerii, o frizerie ar rămâne aici. Pentru că ei doresc să aibă această facilitate, această zonă de confort. Problema se pune, de ce nu există în Cocu aceste facilități, aceste firme? Pentru că eu consider că primăria nu le acordă destul de mult ajutor. Și ce înseamnă asta? Nu neapărat că nu îi ajută în realizarea actelor. Problema e că nu îi sprijină din punct de vedere al sfaturilor. Știți și dumneavoastră bine, în momentul când te duci la registrul comerțului sau te duci să faci acte, e foarte greu. Dacă ar exista un om în primărie și s-ar găsi bani, pentru că sigur va găsi dacă am modificat sau dacă am modificat puțin funcțiile unora sau dacă am... da la o parte un post de care nu mai avem nevoie și am pune pe cineva responsabil care se ocupe și de fonduri europene, atât pentru primărie, cât și pentru a-i sprijini pe cetățeni în absorția lor, absorția fondurilor pentru propria persoană. Eu zic că o persoană în primărie care să dea sfaturi, să ajute, să răspundă într-un anumit interval oral, să-i spună, du-te la registrul comerțului, cere asta, asta, asta. O dată la 3 luni trebuie să te duci să plătești impozitul micro.
o dată la un an trebuie să faci asta. Adică să fie sprijiniți pentru a crea... Cetățeanul trebuie să simtă protejat. Protejat de primărie. Adică să simtă că în momentul când vine în comună, în comuna asta sau când vrea să-și creeze o firmă, o societate comercială, are sprijin din partea primăriei, însă sprijinul ăla, nu cel nociv, sprijinul în sensul că va primi toată documentația. Sunt, de exemplu, ferme. Un fermier, eu am avut noroc că eu mă pricep sau familia mea, dar un fermier nu cred că are el habar sau de toate actele respective. Dacă nu i-am acordat sprijin necesar, uite, faci asta, 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 pe o liniuță. Dacă ajungi la APIA, mă suni. Dacă ajungi, când ajungi la Registrul Comerțului, mă suni. Îi răspunzi la telefon. Îl ajuți, omul ăla sigur pe mai departe va încerca să realizeze ceva. Siguranță, mai ales că primăria are și jurist. Da, are și jurist. Da, și jurist. De ce nu poate să, decât să stăm să ne... Deci se poate realiza acest lucru și vă spun eu că cetățeanul ar fi încurajat. În momentul când tu te duci de unul singur la tot felul de instituții din astea, ANAF și Registrul Comerțului, te simți pierdut și te poți simți descurajat. Avem câteva firme și în comuna Cocu, însă nu creează facilități uzuale. Îmi doresc totuși să fie, sau crea niște locuri de muncă, însă îmi doresc mai multe. Și mă gândesc, de exemplu, la cetățenii din Bărbătești, care făceau naveta până acum câteva luni, făceau naveta din Bărbătești până în Pitești la societățile comerciale de cablaje, care se ocupau cablaje. Nu vă... cât timp pierdeați pe drumul la Pro și cât timp pierdeați din Bărbătești până în Pitești? Eu cred că pierdeați vreo 40 de minute, nu? Dacă ar exista locuri de muncă în comuna noastră, ați mai pierde 3 minute, 5 minute. Este foarte important să creăm locuri de muncă în comuna noastră și este foarte important să realizăm că faptul că... naveta ne distruge, naveta pe perioadă lungă de timp ne aduce și o gaură în buzunar. Dacă v-ați calculat vreodată banii cheltuiți până la cheltuiți timp de 20 de ani pe navetă, pentru că sunt persoane care au făcut 20 de ani naveta, vă dați seama că vă dă o sumă în jurul a miliardelor de lei vechi. Eu nu zic că în momentul de față avem câțiva angajați în comuna noastră, nu? Dar putem face câteva zeci de angajați, putem include în mediul privat câteva zeci de angajați și măcar putem crea beneficiu pentru aceștia. Nu. Cred că vă ar fi și vouă mai ușor să vă duceți la frizeria din comună, frizeria din comuna Băbana, coafor din comuna Băbana, merge foarte bine și știți bine că mulți dintre voi acolo vă duceți să vă realizați acest confort. Cred că avem nevoie de societăți comerciale și noi vă vom acorda sprijinul pentru realizarea acestora. De asemenea, pentru cei din Bărbătești, la alegerile prezidențiale 95% au votat cu Dăncilă. Sau 90%. Gândiți-vă bine, acolo există o mare influență PSD-istă și cred că avem nevoie, știți bine că avem nevoie de o schimbare, sunt conștienți că avem nevoie de o schimbare, dar vă rog, nu trebuie să fiți intimidați, nu trebuie să fiți descurajați. Totul este secret. Nu e important ce spuneți în față. E important ca în momentul când intrați în acea cămăruță să știți că totul este secret. Asta cred eu. Și o spune cetățean care stă în Făcălețești. Făcălețești fiind satul cel mai apropiat de Băbana. Adică eu în 20 de minute stă în Pitești și la un kilometru stă în Băbana. Adică nici măcar nu mi-a întrebat comuna Cocu. Dacă un cetățean ca mine a fost nemulțumit de drum, cei din Rechițele de sus, de jos, ce ar trebui să mai zică? Cei din Cocu, Deal, din Crucișoara, de peste tot. La sistemul de iluminat, cum stați? Sistemul de iluminat este funțional. Mai avem LED-uri? Sau... Nu, nu este pe LED-uri. Nu. Este funcțional, însă nu știu sigur dacă mi se pare că... Nu cred că este pe LED-uri, pentru că nu există transparență. Nu știu sigur, nu vreau să-mi dau. Eu am căutat documente, toate documentele pe care le-am și în servieta mea, le-am luat de pe ghidul primărilor.ro. Și acolo au fost încărcate de cei de la primăria Cocu. Deci, în loc să fie încărcate așa, au fost încărcate ba așa, ba așa, ba așa și cu negru și nu înțelegi nimic. Nu există transparență în punctul ăsta de vedere. Există probleme cu iluminatul public. Chiar avem o
o doamnă care mă susține pe mine, care își dorește sau are nevoie de un bec la poartă și nu înțeleg de ce nu s-a pus în acea zonă. Sunt zone, alei, care nu au becuri. Pe strada principală, să zicem că nu reprezintă o problemă, pe drumul județean. Dar există alei care au fost ignorate ani de zile și în care nu există becuri suficiente sau chiar deloc. Acolo avem nevoie de becuri și în 2020, într-o localitate europeană, iluminatul trebuie să funcționeze perfect. Dar sunt proiecte în care se dau bani de la Uniunea Europeană pentru iluminat public stradal pe LED. Avem doi pasnici la primărie. Doi oameni care sunt angajați pe postul de pasnic. Împreună avem doi oameni angajați pe postul de pasnic. Eu zic că putem trece la era camerelor. Pentru că oricum, dacă e, să știe bine, dacă vrea cineva să jefuiască primăria, oricum încearcă și cu și fără. Și putem să angajăm pe cineva care să se ocupe de fonduri europene. Eu așa aș vedea lucrurile, aș încerca să aduc neapărat în primărie o persoană care să fie capabilă cu salariu peste al primarului. Deci chiar nu, eu sincer vă spun, din punctul meu de vedere, salariul din 2019 al primarului, dacă aș fi o primar, aș reduce cu cel puțin 10-15% l-aș reduce imediat. Pentru că mi se pare prea mare și trebuie să-l meriți. 4.900 de lei trebuie să meriți. Eu zic că nu e problema că nu trebuie să fim socialiști din punctul ăsta de vedere. Nu e o problemă că se acordă acești bani. Problema e că trebuie să-i meriți. Și dacă îi meriți, îi poți acorda. Dar eu consider că... Da, dar poate primarul de acolo nu știe că are și el o bonificație dacă accesează fondul europene și a 10% din... Eu cred, poate nu știe. Nu știu dumneavoastră dacă ați fost angajat sau unde ați fost angajat. Probabil că simte nevoia la un moment dat să zică mai bine cu 4.900 și liniștit decât cu 6.000 și să stau să mă stresez. Există și astfel de persoane. Cred că la un moment dat, după 20 de ani de zile, nu mai există motivație. Eu nu-l acuz pe el de nimic. Deci chiar nu-l acuz. Exact ca într-o căsnicie intervine... Anul 2000. 20 de ani de zile. În 20 de ani de zile poți să mai ai aceeași motivație? Eu zic că există persoane, dar în cazul primarilor, eu zic că e aproape imposibil. Pentru că în momentul când iei contact cu 20 de ani cu un om și faci același lucru, e foarte greu. Eu sincer să vă spun mai mult, dacă aș avea posibilitatea și dacă m-ar ajuta Dumnezeu, mai mult de 3 mandate, nu cred că asta. Pentru că în orice, în viață, da. Eu, spre exemplu, unul, sunt adeptul celor două mandate, la fel ca și care două mandate are, atât să aibă și primarul, cu excepția celor care ia 50% plus un, dar din totalul numărului așa, de alegători. Nu se calculează mandatul respectiv. Dacă a luat 50 plus 1 din total, mandatul ăla nu se contorizează. Dacă nu, maxim două mandate. Adică eu consider că un primar în 8 ani de zile poate confirma și face destule pentru comunitatea sa. Iar după 8 ani de zile, eu zic că după aceea intervine rutina, ca într-o căsnicie, știi? Adică hai să mergem așa, mergem, pentru că deja se cunosc în primărie acolo cu toții și ca o familie. Merge de la sine totul. Nu mai e acel zvâc, acea dorință de a face ceva nou. Poate că nici nu mai ești la curent cu ce este în trend, cu tehnologia și așa mai departe. De asta e bine totuși să lăsăm loc tinerilor. Că mulți mă întreabă pe mine, aparte, dar de ce nu vă scrieți în politică? Am avut solicitări și invitații de la toate partidele. Nu o să mă scriu niciodată în politică. Prefer tineri ca apoi să se înscrie politică. Iar eu să fiu câinele vostru de pază. Eu acolo mă simt mai bine. Mulțumim și... Da? Mai am o precizare importantă, acum i-am amintit-o. Recomand celor de la primărie și domnului care este domnului Badea să schimbe parola de la calculator. Noi știm parola, a arătat unui cetățean. Teren este parola de la calculatorul dânsului, TRN, cu litere mici. Cum este posibil ca un cetățean, ca în fața unui cetățean, să tastați parola de intrare în sistemul calculatorului? Deci cineva mi-a spus, bă, verifică să vezi că parola calculatorului domnului Badea este TRN. Nu că erau... Domnul Badea cine este?
Este... Secretar? Nu este secretar, este... Cei de la noi zic inginerul Badea. Se ocupă de cadastre, de harta comunei, de... Am zis, tot ce înseamnă cadastru. Cadastru, da. Eu nu zic că nu era ceva de important de ascuns în calculatorul ăla. Dar vreau să arăt altceva. Faptul că ei n-au mai ținut pas cu tehnologia, faptul că și din cauza acestui lucru sunt tentați, fără să-și dea seama, să... ca anumite informații să se scurgă din cadrul acelor, acelui calculator. Pentru că Registrul Agricol e destul de important, este pentru că destul... e o bază de date. Se lucrează acolo cu date confidențiale, date personale. GDPR-ul deja... Exact. Da, e foarte... N-a fost ceva intenționat. S-a dus un cetățean și nu cred că a fost la calculator. Mi se pare că a avut acces altcineva, pentru că așa e în primărie. Fiecare cunoscându-se foarte bine, unul lipsește, vine celălalt. Și l-a sunat și l-a întrebat ce parolă e la calculator. Doamne. Și pe aia T, E, R, E, lasă-mă că 5 litere. Când am fost cu dosarele urma inițiative cetățenesc cu oameni noi în politică, la semnăturile l-a validat la... Normal, cine să valideze? Cel care se ocupa acolo cu Registrul Agricol, știi? Da. El are evidența. Deci toate primăriile au calculatoare date special pentru așa ceva. Da? Da. În care era suficient să bage CNP-ul și îi spunea că da, bă, cetățeanul ăsta are drept de vot și este cu domiciliu aici. Că asta trebuie să valideze primarul, da. nu semnătura. Dacă are dubii asupra semnăturii, mă rog, cheamă poliția, da? El nu validează semnătura, el validează calitatea de cetățean de vot și cu domiciliu în localitatea respectivă. Am venit cu Registrul la Agricol. Au cam aminte de pe timpul Ceaușescu, moare așa, pe început, nu-l găsesc, nu este aici. S-ar putea să nu fie înscris acolo, aici sunt capii de familie înscriși. Da. Da? Dar uitați-vă, la copii, dă-i, sună, păi zic că calculatorul ăla, era praful de milimetri pe el, nefolosit. În 2019, asta, în februarie 2019, de ce ți-a dat statul român calculator? Ca tu să mergi tot cu... Nu știu dacă mai are solitaire Windows 10, dar... nu știu de ce le are. E bine, că aici s-ar putea rezolva, pentru că e foarte simplu de făcut calculatoare care să nu se poată instala alte softuri în afara celor care sunt stricte pe primării. Eu nu am o problemă cu ei, că nu știu. Pe mine mă deranjează că nu învață nimeni. Eu dacă aș vedea că ei nu sunt capabili, eu în momentul respectiv aș angaja o firmă sau aduce un trainer sau chiar o personal și învăța. Pentru că trebuie să ne ajutăm între noi, nu să mergem pe ideea, mamă, nu știi, gata, s-a terminat. Nu. Eu personal, sincer, dacă mă ascultă cineva din cadrul primăriei, personal v-aș învăța și nu e nicio rușine, că și voi m-ați învățat pe mine și tot așa. Și dumneavoastră m-ați învățat pe mine. No, să știi că e bine totuși până la urmă să aveți o relație deschisă așa, nu trebuie neapărat la superlativ. Adică eu unul mă simt mult mai bine dacă când vorbesc cu o persoană deja la pertu, parcă e altceva, în modul în care deja încep să... în fine. Niciodată nu să fiu... Depinde de la caz la caz. Da. Adică, băi, în momentul în care e ceva oficial, am și eu aminte și angajate de ale mele, da, îl auzeam pe unele, șeful, eu nu suport termenul ăsta. Le spuneam, dacă mă aud o singură dată, gata, desfacem contractul de muncă. Da. Direct, băi, traia mă numesc. Așa discuți. A, în momentul în care e cineva străin și ăla, atunci foarte mă, domnul Paparete. E cu totul altceva, da. Relația între administrator și angajat, între angajator și angajat, trebuie să fie una deschisă. Corect. Pentru că și angajatul are de câștigat și eu am de câștigat. Păi dacă eu pun presiune prea mare pe el, s-ar putea să pierd. Pentru că nu mai are același randament. Dacă îl las liber și este confortabil, se simte ca la el acasă sau se simte că lucrează ca și cum ar fi firma lui, atunci normal că aș avea beneficii. Așa trebuie să lucreze și primarul cu toți angajații din primărie. Așa văd, o comunicare de genul ăsta. Da. Eu n-aș accepta niciodată să mi se spună domn primar, să fie clar. Eu, domn primar, nu că e formula aia greșită. Problema e că domn primar îmi amintește de anii 90, domn primar.
parcă un respect pe care nu-l meriți. Codruț, mi se pare ok, Bădescu, Ionuț, cum vreți voi, dar în niciun caz domn primar, pentru că această exprimare este folosită de obicei, era folosită în Last Fierbin sau în anii 2000, în anii 90. Eu vreau să fiu un administrator, îmi doresc un administrator pentru comuna asta, un bun manager, pentru că suntem în Europa. Domn primar sună a ceva între comunism și democrația socialistă de acum. Am avut anii 80 în care comunismul a pus stăpânire pe români și în care comunismul și-a arătat forța și anii intermediar care s-au manifestat până acum în 2020-2015 până la incidentul cu Colectiv și incidentul cu Dragnea, în care într-o democrație existau stăpâni. Nici măcar proprietarii de firme, nici măcar patronii sau administratorii de societăți comerciale nu sunt respectați cum sunt primarii. Domn primar, când folosește expresia domn primar sau când te apelezi, când folosește apelativul domn primar, te gândești că acel om este stăpânul tău și trebuie să-i mulțumești că te acceptă în comuna ta. Nu. Pe nume și eu îmi doresc sau îi recomand oricărui primar din țara asta să fie un bun manager, un bun administrator, nu un domn primar. Nu un domn primar. Cred că ați înțeles ce am vrut să spun și ce înseamnă domn primar. Au înțeles, în special doamnele și domnișoare, că tot mă uit acolo, multe reacții. Da, ai avut perfectă dreptate. Vă mulțumesc. Bărbații nu prea te iubesc la cocu, dar să știi, e un lucru bun. Știi de ce? Pentru că întotdeauna o femeie are o putere de convingere asupra bărbatului. O femeie poate convinge doi bărbați să-ți dea ție votul. Timp un bărbat nu poate convinge nici măcar o femeie ca să te voteze pe tine. Deci tu trebuie să te bucuri că ai mai multe susținătoare din rândul doamnelor și domnișoarelor, de susținători din rândul doamnelor și domnișoarelor, decât bărbaților. Pentru că nu le-a cerut nimeni părerea vreodată. În anii 2000 nu cred că s-a pus accentul ca aceste doamne să fie întrebate ce schimbări și-ar dori ele. Nu, se duceau direct pe capii familiei, stăpânul familiei, cel care hotărăște numărul de voturi în toată familia și eventual în tot neamul, pentru că nu e problemă numai de familia de 4 sau 5 persoane. Vine cu tare cel mai bogat de neam sau cel mai tare de neam, apropo de asta, știți bine la ce mă refer. Vine cu tare și zice, eu sunt cel mai tare de neamul ăsta de 20 de persoane. Eu zic să votez pe respectivul. Mamă, și tu accepți asta? Păi tu, practic, îi faci un favor cuiva fără să merite. Deci, trebuie să mergem pe individ, nu pe colectiv. Fiecare individ are dreptul să aleagă pe cine dorește. Nu trebuie să vină acea persoană care consideră că știe cea mai bine bună politica sau să vină să-ți spună știu eu sigur că mi-a zis domn primar că anul ăsta facem treabă, anul ăsta gata, ne apucăm de treabă și tu să-l crezi. Nu! 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 și 2019. Cum au fost? A fost rău, nu? Încercați să vă amintiți cum a fost. Da. În rest a fost bine. Bănuiesc atunci când o să ajungi primar la anul de ziua femeii, aș vrea să văd un bal dedicat organizat de primăria Cocu. Cu siguranță. Și adică nu numai ca primar. Și de ziua bărbatului, nu am. Mm-hmm. Doar am vrut să subliniez faptul că nu au fost, așa cum nici noi tinerii n-am fost întrebat, nici tinerii nu au fost întrebați, nici femeile nu. Codruț, sunt multe, dar zic că să ne oprim deja, avem aproape de 2 ore, avem oră 30 de minute. Am crezut că au trecut 30 de minute, așa mă simțeam. Oră 45 de minute de când suntem într-un dialog din ăsta, am putea să stăm 2-3 ore să dialogăm așa, dar hai să lăsăm și o altă dată. Oricând. Pentru că intervine și plictiseala, să știi, la un moment dat, cam o oră jumate maxim, așa, e ok. Care s-ar calul, adică oricum e mai mult ca o ședință de consiliu local. Da. În multe localități. Eu așa zic, și mi-ar plăcea, dacă ai putea să rezolvi la voi la CUP, o dezbatere la candidații. Eu voi veni și voi transmite de acolo. Am nevoie decât de o sală unde să am un internet, vin cu cablu cu tot,
așa, prin cu 4-5 camere și facem o dezbatere așa. Eu îți spun, în momentul ăsta am la Ștefănești, am la Bascov, am la Moșoaia, deja discutat, bătut, să facem o dezbatere cu candidați, că sunt și primar, că sunt și consilier. Eu l-am întrebat pe domn primar prin comentarii și chiar am scris și pe cronologie, știți cum sunt aia care scriu la care, așa? Eu chiar am întrebat pe domn primar și nu mi-a răspuns. Eu, ce o să-l sun eu, înțelegi, o să mă interesez cam de toți. Dacă nu se poate din cauza COVID-ului, putem face cam pe Skype sau ceva de. Da, putem să facem și pe Skype, nu e nicio problemă. Sau, aplicații. Pe Zoom, deci nu. Sau să stăm la distanță socială, oricum. Păi, n-aveți și voi cămin cultural acolo la... Nu. O facem afară, în curtea primăriei. În curtea școlii, cred că este cel mai ok. În curtea școlii facem, acolo și la Ștefănești facem afară. Am făcut dezbatere în piața primăriei. Adică, i-am spus clar, nu în primărie sau undeva. Afară, scaune afară, treceau cetățenii, până când în piața primăriei. Așa se fac. Eu am propus asta. Da. Atunci e bine, înseamnă că putem să facem și. Măcar colegul de partid, domnul Joan, în 2009, a acceptat, chiar că a pierdut din cauza asta, dar a acceptat. E un lucru de lăudat. Nu știu dacă era obligatoriu în momentul. Până la urmă, accepti o bătălie deschisă, da? Care nu poate decât să aducă... Un avantaj democrației, pentru că oamenii sunt în fața ta. Putem să stăm noi la televizor, putem să vorbim pe Facebook cât o vrea, dar în momentul când oamenii sunt în fața ta și au posibilitatea să pună întrebări direct către tine, atunci aduci un avantaj democrației și omul... Da, cei care nu vor putea să vină cetățeni acolo, o să am posibilitate, două linii telefonice, poate să sune, da, în direct și să pună întrebare. Da, deci o facem. E, pentru mine nu e, ți-am spus. La mine totul e, da? Haideți, facem dezbaterea. Atât, nimic mai mult. Fără costuri, domn primar. Acest lucru nu costă. Decât să-mi oferiți doar pe internet, dacă îmi dați și curent, e bine. Dacă nu, oricum am eu sursă. Și o facem. Doar am nevoie de un internet bun pe cablu. Avem. Da, atât. Okay. Am cablu de 100 de metri, putem să tragem la distanță mare, deci asta, ca să meargă măcar HD, așa, știi? Mai ales că o să folosesc probabil 4-5 camere ca să dea bine. Bun, pe ce să zic, Codruț, mulțumesc mult că acceptați. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și te aștept cât de curând, eu știu, peste 2-3 săptămâni, că cine știe, poate îți mai vine vreo idee. Nu. Când vrei tu să stăm de vorbă fața cetățenii, sau decât mă contactezi, să rezolvă. Ok, am că înțeles. Eu am atâta de multe și s-ar putea să uit de tine, înțelegi, pentru că... O să mă gândesc pe Facebook. Da, cum ți-am văzut atâtea clipuri pe acolo, sunt fer cu mine. Apare news. Păi, eu ce să zic, doresc mult succes și sunt convins că pleci șanse egale cu actualul primar în funcție, deja pleci din start, șanse egale. Mă bucur. Considerați așa. Le urez și eu o seară frumoasă tuturor persoanelor care au vizionat și care vor viziona în reluare acest live streaming. Dacă mai sunt alte întrebări, puteți să mi le adresați și în privat, dacă mai aveți nelămuriri. În special doamnele și domnișoarele. În special toți, nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Și fiți tari, să nu vă fie frică, puterea stă în mâinile voastre, nu în intimidare. Și nu uitați să mergeți la vot. Nu lăsați pe altul să decide pentru vostru. Răchițele, crucișoare, răchițele de sus, răchițele de jos sau răchițele pentru exprimarea mai populară. Crucișoara, Cocu Deal, Cocu Vale, Bărbătești, Moțoiești, Valea Scroafei, Cornetu și multe alte alei. Seară frumoasă să aveți. Sănătate. Și făcălețești exact unde locuiți. Da.